Bună dimineața tuturor! O conferință de presă legată de activitățile din ultima perioadă. De altfel, aș vrea să vă informez că începând cu 11 noiembrie eu am să intru într-o perioadă de concediu. Am să-mi iau câteva zile de concediu aferent anului 2015, neavând nicio zi consumată din concediu anului 2015. Și am să-mi iau câteva zile ținând cont de activitățile care vor urma, dar văd că m-a contactat și o răceală foarte puternică, un început de pneumonie și s-ar putea să fiu nevoit chiar mai repede să mă tratez. Dar astăzi am dorit să facem conferința de presă care să vă prezint activitățile din ultima perioadă. Cu privire la sinteza activităților desfășurate pe linie de ordine și siguranță publică, vă informez că în perioada 24 octombrie-6 noiembrie au fost legitimate un număr de 155 de persoane. Pentru persoane care au depozitat diverse materiale pe domeniul public în număr de 2, s-au aplicat 2 amenzi, una în valoare de 500 de lei și una în valoare de 100 de lei, funcție de dimensiunile realității contravenționale. Persoane integre majore găsite la cerșit 5 și minore 2. Pentru cele majore s-au aplicat amenzi, 5 amenzi în valoare de 1000 de lei, pentru cele minore avertisment. Persoane care au condus câini, încălcând prevederile hotărârii Consiliului Local 51, fără lesă, măturică sau pungă, 6 s-au aplicat avertismente conform hotărârii Consiliului Local 151. Persoane care au tulburat ordinea și liniștea publică, 3 majore și 2 minore, s-a dat o amendă conform legii 61 în valoare de 300 de lei și 4 avertismente. Persoane găsite aruncând gunoi pe domeniul public, 2, una avertisment și una o amendă de 100 de lei. Persoane care nu s-au prezentat la sediu în urma invitațiilor scrise, 6, amenzi aplicate conform legii 61.6 în valoare de 1600 de lei. Persoane care circulă cu căruță în afara traseilor stabilite prin hotărâri de Consiliul Local 3, s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 200 de lei și un avertisment. Conducători auto care au staționat neregulamentar pe trotuare, spații verzi, pe zone hașurate, rutier, ori locuri de parcare concesionate, locuri de parcare ale persoanelor cu dizabilități, ori cele special amenajate pentru taxi ocupate abuziv, auto expuse spre vânzare în parcări publice sau chiar blochează căile, 110. Amenzi aplicate conform hotărârii Consiliului Local 133 și hotărârii Consiliului Local 101, 17, în valoare de 2800 de lei. Avertismente aplicate conform hotărârii Consiliului Local 93. Conducătorii auto care au transportat mărfuri cu autovehicule mai grele 3,5 tone în zona centrală fără autorizație, una, pentru care s-a dat și avertisment. Au fost soluționate 78 de sesizări și plângeri ale cetățenilor cu privire la staționarea neregulamentară a autoturismelor, întrerupere iluminat stradal în cartierul Mihai Viteazu, câini fără stăpân agresiv, comerț ambulant în gangul de la pietonal dinspre piață, tulburarea liniștii publice de către grupuri de minori, cerșetorie. S-a asigurat ordinea și siguranța elevilor și a cetățenilor în imediata vecinătate a unităților școlare, Colegiul Național Roman Vod, liceu cu program sportiv, Colegiul Tehnic Miron Costin, Școala Mihai Eminescu, Școala Calistra Hogaș, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana, Liceul Tehnologic Vasile Sav. În fiecare zi a săptămânii s-a acționat în zona pieții centrale, pieții Smirodava și cartierele municipiului cu 3 echipaje patrulare auto, 6 echipaje patrulare pedestră. Acțiunea continuă cu prioritate în zonele cu potențial criminogen ridicat atât ziua cât și noaptea, pentru siguranța cetățenilor și prevenirea comiterii faptelor antisociale. Cu privire la activitățile desfășurate în luna octombrie, câteva date am să vă dau cu privire la analiza activității desfășurate de personalul poliției locale. S-au efectuat misiuni independente la care au participat angajații poliției locale în număr de 205. Patrule mixte, pedestre și auto în zonă cu caracter criminogen ridicat, supravegherea parcurilor,
a zonelor sesizate de cetățeni, asigurarea fluenței traficului, supravegherea traseilor de deplasare pentru prevenirea producerii de fapte antisociale în proximitatea unităților școlare, acțiuni de fluidizare a traficului cu privire lucrărilor de marcaj rutier sau intervențiilor în infrastructură, acțiuni de verificare a conducătorilor autoturismelor echipate taxi privind respectarea normelor, acțiuni privind respectarea normelor privind la plimbarea animalelor de companie în locuri publice, lesă, bodniță, când este cazul, ustensile pentru strângerea rezidurilor acestora, acțiuni de combatere a comerțului ambulant, asigurarea ordinii și liniștii publice după caz, afluenții traficului la diverse manifestări, cum au fost Ziua Armatei, Ziua Internațională a Inimii, competiții sportive de pe Stadionul Moldova și la Sala Sporturilor. Acțiuni săptămânale de supraveghere, control pe linie de evidență a populației și menținerea liniștii și ordinii publice în adăpostul social din strada fabricii. Împreună cu Poliția Municipiului Roman au fost organizate 21 de misiuni pentru combaterea cerșetoriei a furtului în auto și buzunare în zonele aglomerate. Activitatea poliției locale este concretizată pe parcursul lunii octombrie în 102 avertismente verbale, 13 cerșetori găsiți și sancționați contravenționali. Avertismente aplicate 130, și anume la hotărâre Consiliul Local 133, regulamentul de gospodărie, întreținere, curățenie și estetica municipiului, 82 de avertismente. La hotărârea Consiliului Local 101 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare, 16. La hotărârea Consiliului Local 119, expunerea autoturismului spre vânzare în parcări publice, 1. La hotărârea Consiliului Local 51, privind deținerea câinilor fără stăpân, 5. La hotărârea Consiliului Local numărul 12/2008, modificată reglementarea transportului în regim de taxi, 10. La legea 61, ordine și siguranță publică, 16. Amenzi aplicate, 71, în valoare de 12.650 de lei. Pe legi și pe tipuri de activități contravenționale. Activitatea agenților din cadrul dispeceratului. Dispeceratul Poliției Locale a lucrat cu 5 agenți care au preluat plângerile scrise și sesizările telefonice ale cetățenilor. S-au primit un număr de 217 de sesizări, din care 25 scrise, 71 verbale, 121 telefonice pe parcursul lunii octombrie. În cadrul dispeceratului monitorizare video s-au semnalat un număr de 183 de încălcări ale legislației. După cum urmează, autoturisme, parcate, circulații cu autovehiculele mai grele 3,5 tone în zone în care acest lucru nu este permis, cerșetori, persoana aflată sub influența băuturilor alcoolice căzută pe stradă, scăldatul în fântâne artezienie, pătrunderea fără drept în incinta și pe terenul școlilor, tulburarea liniștii publice, solicitări din partea organului judiciar a unor înregistrări din sistemul integrat, solicitări către firma de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor sistemului de monitorizare video. Pe parcursul lunii au fost verificat un număr de 62 de persoane restanțiere pe linie de evidență a persoanelor, în vederea înștiințării acestora și de prezentare la sediul Direcției Locale de Evidență a Populației pentru reglementarea situației. Pe compartimentul control mediu, de asemenea, în această perioadă, s-a primit mai multe solicitări pentru tăieri, toaletări, arbori și s-a procedat conform legii pomiculturii, fiind vorba de pomi fructiferi. Activitatea polițiștilor locali din cadrul compartimentului disciplinar în construcții și afișaj stradal. S-a trimis o somație cu privire la menținerea pe domeniului public administrat de Consiliul Local la primăria unui porți metalice mobile care să asigure blocarea accesului direct în spațiu situat între blocul 5 din strada Miron Costin și proprietatea situată în strada Mihai Jora numărul 1, în vederea evitării transformării acestea în depozit de gunoi. Sancțiuni contravenționale pentru îngrădirea domeniului public 2 și o sancțiune pentru depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcții în vederea comercializării. Activitatea polițiștilor locali din cadrul compartimentului control comercial. S-au efectuat acțiuni zilnice de combatere a comerțului ambulant pe trotuare în gangul din Petonar Ștefan cel Mare, piața Smirodava, în urma cărora s-a aplicat un număr de 5 avertismente verbale, un avertisment scris și o amendă contravențională pentru efectuare de comerț în alte locuri decât cele special amenajate. Soluționarea unei sesizări cu privire la comercializarea de produse în pietonal, s-au aplicat 2 avertismente verbale. Cu privire la Direcția Locală de Evidență a Populației, în perioada 24 octombrie-4 noiembrie, Biroul de Evidență a Persoanelor raportează cereri primite la ghișeu 585, din care 109 au fost programări online. Cărți de identitate produse 585, cărți de identitate eliberate 573, cereri de pașaport 60, din care la Roma 41.
Total acte întocmite 96, din care de naștere 39, de căsătorie 14 și de deces 43. Total certificate eliberate la cerere 188, de naștere 115, de căsătorie 40 și de deces 33. De la direcția tehnică vă informez că s-a finalizat semaforizarea de la strada Ogoarelor și funcționează în regim normal. De asemenea, vreau să vă informez că bugetul rectificat prin ședință este deja pregătit și va fi transmis către Direcția de Finanțe. Au fost ridicate denivelările pentru reducerea vitezei din oraș. De altfel, Poliția Locală va da sprijin astăzi la marcajele pentru parcările de la statuia Sfântului Andrei de la gară, pentru că acolo au fost mai multe discuții și speculații a unor oameni care își dau cu părerea pe diferite sisteme informaționale, inclusiv cele online, de unde se dau șmecheri având și destulă prostii în cap unii, cât s-a cheltuit cu statuia și așa mai departe. Vreau să vă spun că această statuie se face în parteneriat. Și anume, statuia efectivă este produsul pe cheltuiala Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Soclul și toată amenajarea este susținută de firma Marsat, prin domnul director Vasile Balcan. Practic, noi am pus la dispoziție terenul și bordurarea. Adică e un parteneriat, zic eu, destul de corect și destul de frumos, în care primăria municipiului Roman practic nu a investit sume de bani. Dar e un obiectiv care va da mai multă atmosferă plăcută acolo, în această zonă a gării. Unii spuneau că s-a strâns strada, că băteau câmpii. Practic acolo, dacă v-ați aminti, pe zona aceea zebrată, stăteau parcate tot felul de mașini, în afara mașinilor care parcau la gară. Astfel, acolo vom face și o ordine în acest sens. Parcările sunt delimitate, intrarea va fi pe un sens, ieșirea pe altul. Plus insula de la semafor, din partea nordică a amenajării, care era pur și simplu praf. Era un aspect total neplăcut. Ei, lucrurile intră într-o consistență și într-o amenajare plăcută acolo în zonă. Și de ce nu se poate lansa și o dezbatere ca și parcul municipal ar putea, într-o gândire viitoare, să poarte numele Sfântului Andrei. Mulți întrebau și cine este Sfântul Andrei. De acolo am spus că a comentat și a dat cu părerea atunci când din cultura își găsește în tine o gazdă superbă, este un lucru și mai nefast. Spunem pentru cei care nu știu că Sfântul Andrei a fost cel întâi chemat dintre apostoli. El este fratele lui Simon, mai târziu așa cunoscutul Sfântul Petru, și este cel care a creștinat România și pe români. Deci este un simbol al românismului. De altfel, ziua Sfântului Andrei se află în tangența Zilei Naționale a României. Așa cum spuneam, Sfântul Andrei este un simbol marcant al creștinismului și în același timp al românismului, fiind cel întâi chemat dintre apostoli și cel care a creștinat pe români. Dar sigur că nimeni nu le știe pe toate și toată viața avem de învățat, numai că le putem învăța într-un stil destul de frumos. Și ne dorim, practic, să dovedim altora că incompetența sau prostia și-au găsit sălașul printre noi. Dar am lămurit și lucrul acesta, deși au fost unii comentarii care au produs ilaritate, dacă vreți, și chiar zâmbete care nasc o anumită stare de milă față de cei care fac astfel de comentarii. Mă rog, așa încât am vrut să fac și această informare, pentru că am considerat că este un lucru care va rămâne acolo, în veac,
un lucru frumos legat, așa cum spuneam, de două lucruri importante ale noastre ca națiune, creștinism și românism. Și iată, lansez o nouă temă de discuție, aici se poate discuta și dezbate, de ce nu? Fiind în binecuvântare, Sfântul Andrei către Parcul Municipal, de ce nu Parcul Municipal ar putea să se numească chiar Parcul Sfântului Andrei? Plecând de la universalitatea creștină a acestui sfânt și cred că trecând despre partea umană a unor idei sau a unor lucruri despre unele încercări de a da denumirea unor persoane parcului. Cred că se ridică mult deasupra unor tendințe profane această idee de binecuvântare din partea divinității. Pentru că noi trebuie să mergem pe o cale dreaptă și trebuie să o ținem indiferent de cât se aruncă cu pietre, ori în țară, ori în români, ori în creștinism. Aceste lucruri trebuie păstrate cu sfințenie, indiferent dacă unii sau alții nu le înțeleg sau nu le doresc, indiferent dacă unii sau alții le propovăduiesc având ei înșiși anumite comportamente precare. Trebuie să ținem cont de filonul ideii și de simbolistică, nu doar de latura umană a unuia sau altuia. Și am încheiat comentariile pe acest subiect. De asemenea, de la direcția tehnică vă pot informa că acoperișul din strada fabricii este gata. Miercuri dorim să depunem documentația cu blocurile, dacă nu mai apare o altă modificare la ghid, să sperăm că nu, să nu mai fie modificări și ne-am dorit miercuri să depunem proiectul. Direcția de servicii edilitare ne informează că la sfârșitul acestei săptămâni vor fi gata și cele 9 camere din fabricii care au suferit în urma incendiului de acolo. De asemenea, că au rezolvat toate traversările conductei de gaz metan de pe strada Cuza Vodă. Iată că avem o magistrală importantă plecând de pe zona de vest a orașului, artera Roman V, Bulevardul Nebălcescu, Cuza Vodă, care vine și tranzitează tot orașul, dacă vreți, prin această magistrală până în zona hotelului. Și cred că este o rezolvare bună pentru o conductă destul de veche și care ar fi putut să pună într-un viitor apropiat, dacă nu în pericol, măcar semne de întrebare asupra funcționalității. De asemenea, s-au rezolvat intervențiile de la Apaserv pe rândunelelor Smirodava, bloc 36, Grivițe, intersecție cu Soldat Porojan, fundătura Duzilor, fundătura Crizantemilor, Varter Mărăcineanu, Costache Negri, s-au aplicat plombe pe Martir Cloșca. Aș vrea să o terminăm până miercuri, sperăm vremea să ne ajute, deși de marți s-a anunțat ploi, sperăm să ne lase să ne rezolvăm problemele. Săptămâna asta vor fi rezolvate și strada Rândunelilor, fundătura Rândunelilor și plombe pe Banatului. De azi se vor mânta panourile de afișaj electoral, am multiplicat prin dispoziție de primar locațiile, așa încât va apărea și locația din Danubiana, va apărea și locația din cartierul Mihai Viteazu, din cartierul Nicolae Bălcescu, din zona Abatorului, încă 4 locații față de cele deja știute. S-au montat deja 297 de figurine pentru sărbătorile de iarnă, din totalul de 540 care au fost montate anul trecut. Anul acesta, de altfel, vom mări numărul cam fiecare an. Vă aduceți aminte că am pornit de la zero și iată, în anul acesta vom ajunge la 680 de figurine care vor fi montate pe stâlpi și care sunt lucrate în atelierul de producție a primăriei municipiului Roman. Complexul Moldova ne informează că s-au conservat panourile solare din ștrand care furnizau apă caldă la dușuri, dar și foișoarele au intrat în conservare, au fost conservate. Serviciul situații de urgență a participat vineri la ședința Comitetului Județean pentru Dezăpezire, unde s-au raportat pregătirile. Se pare că Roma nu stă cel mai bine. Noi, având deja puse
în stand-by 48 de utilaje, sare 200 de tone achiziționate în acest an, plus 70 de tone pe care ne-au rămas de anul trecut, deci avem 270 de tone deja, în condițiile în care, într-o lună efectiv de iarnă, folosim cam 100 de tone. Și de asemenea mai avem și 250 de litri de inhibitor pe care îl vom folosi la sare. Lăzele cu material antiderapant au fost montate deja de săptămâna trecută. Aș vrea să vă mai informez de la Serviciul Întreținere Drumuri Alei Parcări Construcții că formația construcției are făcut glaful geamurilor la două săli de grădiniță din Leon Creangă, a placat cu gresie scara de acces la grădinița Muguri de Lumină din Dobrogeanu Gherea, a continuat lucrările de reabilitare a camerelor afectate de incendiu în blocul 1 din strada fabricii. La 8 camere s-au montat deja tavanele, 6 camere s-au văruit deja pereții. V-am spus că până la sfârșitul săptămânii dorim să terminăm. De asemenea, s-a intervenit la instalația de încălzire la grădinița Muguri de Lumină din Dobrogeanu Gherea și s-au înlocuit bateriile de apă la instalația sanitară la grădinița Ion Creangă. Serviciul Administrare Parcuri, Sere și Spații Verzi s-au adunat, transportat resturi vegetale din Parcul Municipal de către Formația Administrare Parc Municipal 19 Remorci. S-a reparat acoperișul magazie materiale, s-au umplut cu piatră și pământ spațiul la baza gardului Centrala Termică pentru Poni și Parcul Municipal. S-a aprovizionat și depozitat lucerna pentru hrana căprioarelor în anotimpul rece. Amenajat aleei de acces intrare adăpost păsări împotriva pătrunderii apei, acoperit voliera pentru porumbei cu policarbonat, pregătit ambarcațiuni pentru depozitare în sezonul rece, ridicat pe mal, curățat, gresat împotriva coroziunii, transportat și depozitat, terminat îngropat trandafiri în vederea protejării în anotimpul rece. La formația Sere și Spații Verzi s-a debitat lemn pentru sere, tuns și cosit dispensar veterinar strada Banatului, tuns gardul viu din strada Cuzavodă. La formația confecții metalice și formația iluminat public, tot pentru perioada 24 octombrie-4 noiembrie, s-a tras cablu de alimentare pentru reflectoarele care vor lumina statuia Sfântului Andrei de la Gară, s-a finalizat montarea 10 stâlpi metalici la piață, s-a finalizat confecționarea 4 panouri electorale și recondiționarea altor 14 pentru afișe electorale, v-am și informat unde. S-a continuat cu repararea, asamblarea și de instalații ornamentale. S-au montat deja instalații ornamentale pe traversările Favorit până la Spitalul Vechi. S-au montat figurine ornamentale pe străzile Bogdan Dragoș, Veronica Mincle, Smirodava, Mihai Viteazu, Republicii, Nicolae Bălcescu, Dumitru Mărtinaș, Energiei, Ecaterina Teodoroiu, Mihai Eminescu, Griviței. Așa cum vă spuneam, un total de 297 de bucăți vor continua până la 680. S-au făcut gropi pentru montarea panourilor electorale. S-a făcut alimentare cu energie electrică la secția de votare pe Banatului. Au fost 15 intervenții la iluminatul public. S-a confecționat și montat gărduț metalic în Smirodava, blocul 23. S-au verificat coloanele de alimentare cu energie electrică la blocul 1 de pe strada fabrice și s-au realimentat mai puțin cele care trebuie reabilitate. Lucrări propuse pentru perioada următoare, pregătirea instalației iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă, precum și continuarea montărilor, inclusiv cele de pe fațada primăriei, și finalizat montaj panouri afișaj electoral. Activitatea Serviciului Administrări Parcări Semnalizare Rutieră în această perioadă, inscripționa numere matriculare în parcări de reședință răzlețe, vopsi panouri electorale și monta figurine ornamentale pe stâlpi, executa marcaje parcare nouă din fundătura crizantemilor și refăcu parcare de reședință a doua din fundătura crizantemilor, executa marcaje pe strada Ogoarelor la semaforizare, executa premarcaj în vederea executării lucrării din parcarea gării. Indicatoare rutiere,
demontat limitatoarele de viteză, așa cum vă spuneam, Viitorului Mihai Viteazu, Bulevardul Republicii, Ion Creanga, Antompan, Veronica Micles, Mirodava, Tineretului Energiei, Dumitru Mărtinaș, Victor Hugo și Eminescu, pregătit indicatoare pentru semaforizarea ogoarelor care a și fost pusă în funcțiune. Parcări de reședință, s-au primit 6 solicitări pentru parcările răzlețe și s-au întocmit procese verbale pentru licitația din 3 noiembrie. Cam astea ar fi cu privire la activitățile acestui serviciu. SC Locatonii informează că a terminat reparația unui acoperiș a unei clădiri în care are chiriaș pe cuza vodă numărul 80 și pregătește lucrare pentru racordare apă și canal la clubul elevilor. Cu privire la activitățile APASERV, vă informez că în perioada precedentă s-au înlocuit robinet de concesie pe 25 octombrie strada Păltiniș numărul 5, 27 octombrie strada Colectorului numărul 1, 28 octombrie Olteniei 55 și Renașterii 54. S-au eliminat pierderile în cămin de vane pe 2 noiembrie în Dobrogeanu Ghirea intersecție cu Dumbrava Roșie, refacere teren pe 28 octombrie în Alea Revoluției blocul 13A și pe 4 noiembrie în Alea Revoluției blocul 11A, refacere branșament între 24-25 octombrie în Alea Revoluției blocul 11A și 13A, eliminat pierdere distribuție pe 3 noiembrie în strada Oituzului blocul 8. De asemenea, pe canal s-a executat curățare manuală în cămine, în Alea Tudor Vladimirescu, blocul 2, Scărlice și D, precum și blocul 3, zona de alei între blocul 2 și 3, Tudor Vladimirescu, blocurile 9, 11, 13A, plus zona în aval dintre Tudor Vladimirescu și Ion Creangă, blocul 4, Sucedava, blocul 2, plus zona Victor Hugo, numărul 9, și blocurile 3, 34, Smirodava, blocurile 6, 8, blocurile 10, scara EF, blocul 54, scara C, Bogdan Dragoș, blocul 5, Tomastelian, numărul 102, stradal, Cea Roseti, blocul 20, Victor Hugo, blocurile 1 și 1A, Nicolae Bălcescu, stradal, Anton Pan, blocul 15, Aleea Revoluției, blocurile 11, 13 și 17, 9, Griviței, numărul 14, 16 și 18, stradal, Roma Mușat, blocurile 4, blocul 44, scările CD, Vidanjare la stația de pompare a pe Uzate 12 din Petru Rareș și intersecție cu Avrameancu. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Mihai Eminescu, blocurile 11-8, Mihai Cogălnicianu, blocul 1, Tomastelian 102, Dobrogeanu Ghirea, blocul 8, scările CD, Alea Tudor Vladimirescu, blocurile 9-10-11-13-A, strada Tudor Vladimirescu, blocurile 9-11, Victor Hugo, blocurile 1-1-A, Smirodava, blocurile 6-8-15-54, scara C, Sucedava, blocurile 2, 3, 15, 34, Fundătura Păcii, blocurile 3, blocul 13, scara C, Nicolae Bălcescu, numărul 54, Cea Roseti, blocul 1, scara E, precum și blocul 10, scara B, Panainte Doniș, blocul 6, scara E, Anton Pan, blocul 15 și 30, Bulevardul Roman Mușa, blocurile 66, 68 și 44, scările CD, Gloriei, blocul 2A, 14, Bulevardul Republicii, blocul 46, scara C, Alea Liliacului 2, 9 și 11, Ștefan cel Mare, blocul 11, Griviței, numărul 16, 28, stradal, Alea Revoluției, blocul 13B și 17, 19. Alte activități, demara și finaliza lucrări de bypass a rețelei pluviale din Sucedava, blocul 2, reparație locală la cămin și colector în Alea Revoluției, în zona blocurile 11, 13, verificări electrice la stațiile de pompare ape uzate, montar stăvilar metalic în strada Nicolae Bălcescu, intersecție cu Petru Rareș. Cu privire la activitățile desfășurate în ultima perioadă, perioada 24 octombrie, 7 noiembrie, așa cum v-am anunțat, marți 25 octombrie a fost ziua armatei, ceremonial militar-religios la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, apoi plantarea de flori din seara primăriei municipiului Roma la mormintele eroilor de către elevii prezenți la manifestare.
Joi 24 octombrie, Consiliul pentru Probleme de Tineret a avut loc în această sală. Completarea structurilor de reprezentare și informarea asupra activității Primăriei Municipiului Roman pentru Tineri din perioada ce urmează și, sigur, stabilirea unor teme de lucru pentru perioada următoare până la ședința din ultima parte a lunii noiembrie. Vineri 28 octombrie, expoziție temporară și simpozion, asistența medicală sanitară la Roman în vreme de război, 1916-1918, Muzeul de Istorie. Luni, marți și miercuri au avut loc mai multe ședințe tehnice privind încheierea lucrărilor existente și pregătirea pentru timpul rece. Joi, 3 noiembrie, a fost acel incident cu clădirea fosta Spitalului de Boli Somatice a Direcției de Asistență Socială din cadrul Consiliului Județean cu privire la mutarea și găsirea unei soluții pe moment pentru cei de acolo și ulterior a unei soluții definitive. Vineri, ședința extraordinară a Consiliului Local, sâmbătă, sărbătoria 25 de ani de prezență a Congregației Misionare Slujitoarele Duhului Sfânt în România. Am fost prezent la Biserica Sfânta Tereza, unde a avut loc asemenea această manifestare. Sfânta Liturghie de Mulțumire a fost celebrată la Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Roman de către episcopul auxiliar Percă Aurel. Astăzi, așa cum știți, ne aflăm în preziua sărbătoririi Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Vreau cu această ocazie să urez tuturor celor care poartă acest nume, Mihail și Gavril, sănătate, liniște, pace, bucurie, înțelegere în familie, între rude, între prieteni, să aibă pace de viață frumoasă, lină, fără trepidări majore și, de asemenea, vreau să le urez la mulți ani și tuturor celor din jurul sărbătoriților să aibă parte numai de lucruri frumoase și această sărbătoare mare de la sfârșitul toamnei să ne călăuzească pe toți spre mai multă liniște, pace și înțelepciune. Doamne ajută! Da, și aș vrea să închei cu un eveniment. Vineri 4 noiembrie, prezența președintelui Uniunii Scriitorilor din România, academicianul Nicolae Manolescu, a avut loc la Iași, festivitatea de acordare a premiilor filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Juriul din acest an a fost format din critici literari, Vasile Spiridon, președinte, Cristian Livescu și Ioan Holban. Premiul pentru cartea de proză a fost acordat doamnei Violeta Lăcătușu pentru romanul Darea, pe care o și felicităm. Profesor de excepție, scriitoarea Violeta Lăcătușu ne duce cu gândul la sintagma complexă a poetului O floare ca o lumină. Activitatea, de altfel, a domniei sale este cunoscută și s-a remarcat atât ca scriitoare cât și ca pictoriță. De fapt, activitatea plastică venind în completarea laturii ezoterice din scrierile literare. Felicitări pentru binemeritatul premiu și succes în proiectele viitoare. Vreau să vă spun că doamna Violeta Lăcătușu ne-a creat un element de puternică emoție dedicând acest premiu municipiului Roman, primăriei municipiului Roman, tuturor prietenilor și bunilor colaboratori. Îi mulțumim pentru gândul bun, îi mulțumim pentru altruismul de care dă dovadă și urăm sănătate și mult succes în continuare doamnei profesor Violeta Lăcătușu. Cam acestea au fost elementele pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. Recunosc că nu am fost într-o stare fizică foarte bună, dar am reușit să-mi duc la capăt gândul pornit din acest weekend în care am avut și o deplasare la București cu boala pe picioare. Așa se întâmplă, na, trebuie să apară și sacrificii și trebuie să avem disponibilitatea să și le facem atunci când este nevoie. Eu vă mulțumesc, dacă aveți întrebări. Da, eu am spus,
s-a terminat acoperișul, toate camerele s-au pus tavanul, 6 s-au văruit, până la sfârșitul săptămânii vor fi terminate toate cele 9 care au fost afectate. Vă rog. S-a vorbit despre stația de tramvai de la Roman, că ar fi fost probleme, că de fapt ea nu funcționează, că acea comisie de recepție, care are și un reprezentant al primăriei municipiului în componență, ar fi semnat, deși lucrurile nu sunt în regulă acolo. Nu. Acolo s-o semna cu obiecțiuni. Da? Deci, în momentul în care lucrările structurale au fost terminate, s-a făcut acea recepție și s-a semnat cu obiecțiuni. Știam cu toții de atunci că este vorba de golirea unor bazine, de introducerea bacteriilor, lucru care durea de la acea vreme, termen de 6 luni, parcă, se spunea. Astfel încât să fie formată masa bacteriană în integrul mei. Asta, despre asta știam. În rest, cine are în sarcină să-și monitorizeze și să-și finalizeze lucrările așa cum am făcut noi. Au fost multe discuții vis-a-vis și de ea, vis-a-vis și de stația de aici, vis-a-vis de secția de pentru persoane de vârsta a treia cu handicap. Nu tot ceea ce e pe raza municipiului Roman e în sarcina primăriei municipiului Roman. Noi monitorizăm, atragem atenția așa cum am făcut-o de fiecare dată. În rest, fiecare este plătit și trebuie să răspundă pe limita sa de competență. De pe plasarea datului lui Andrei. Da. Care în primul rând, Sfântul Andrei are și o, așa cum vă spuneam, o simbolistică creștină și o simbolistică profană. Este cunoscut pentru toată lumea că crucea Sfântului Andrei este și un simbol rutier care e legat de trecerea la nivel cu calea ferată. Așa încât, dacă vreți, acolo se întâlnesc cele două laturi, divinul și profanul. Gândit de faptul că acolo este una din cele mai vechi stații CFR din Moldova, legat de faptul că este o zonă de trafic, este o zonă de joncțiune între E85 și ruta europeană Orient 500, încât discuțiile care s-au purtat, dezbaterile care au avut loc, au condus către acolo. Au mai fost încă două zone propuse, lângă calea ferată, la ieșirea spre Iași, pe partea dreaptă, și o altă zonă a fost în sensul giratoriu de la Luțca. Acolo s-a stabilit că va fi un alt proiect, iar aici am considerat că, așa cum vă spuneam, Sfântul Andrei, care adună cele două laturi, ținând cont că crucea Sfântului Andrei e un element folosit și în marcajul rutier de maximă importanță, fiind foarte multe accidente în zona acestui simbol atunci când nu se ține seama de el, s-a gândit poziționarea aici și a întrunit cele mai multe sufragii acest lucru. Credem că e cel mai nimerit, mai ales că se află între tumultul și zgomotul gării și a garniturilor de tren în spate și a liniștii parcului municipal din față. Plus că este, credem noi, o statuie frumos realizată și care se află și într-un loc de vizibilitate nu ascunsă într-un unghi al orașului. Da. A fost într-o discuție în care mi-a venit această idee și am zis, domnule, să o lansăm într-o dezbatere. Nu înseamnă că trebuie și făcută, dar știți că parcul s-a dorit de-a lungul timpului să primească denumirea unor persoane. Eu cred că parcul care dăinuie în timp și care este reprezentativ pentru Roman ar trebui legat de ceva universal, ar trebui legat de ceva mult mai larg decât numele doar a unei persoane. A fost o propunere, când am vizitat lucrarea acolo, am mers să văd cum merge lucrarea și văzându-l pe Sfântul Andrei în binecuvântare către parc, m-am gândit că e o binecuvântare și pentru oraș și pentru acea zonă,
se poate discuta, se pot face și alte propuneri, se poate să rămână și așa. Întotdeauna ideile noi nasc dezbateri și e bine să fie așa. De aceea am și aruncat această idee să fie într-o dezbatere. Și funcție de cum vor gândi cei mai mulți, Vox Populis, Vox Dei, așa se ia decizia în viitor, ulterior. Dar noi credem că acea zonă care, nu că părea, chiar era destul de stearpă, să zic așa, va fi nobilată de acest simbol. Așa am gândit și eu. Ba da, poate însemna și acest lucru. Numai că spuneam într-o declarație în presa națională pe care am avut-o la sfârșitul săptămânii că ar trebui să trecem la o altă etapă. Cred eu că atunci când Silviu Brucan a anunțat acei 20 de ani, atunci toți am fost un pic iritați, gândindu-ne că cineva s-ar putea gândi că nu suntem destul de deștepți sau de pregătiți. Iată că ne apropiem de 30 de ani și se pare că tranziția nu s-a finalizat. De asemenea, știm cu toții că în campania electorală se foloseau diferite artificii pentru a se apropia voturile. Dincolo de așa numitele pomeni electorale, erau acele promisiuni fără acoperire, sau erau acele măsuri populiste pe care în general guvernul le lua pentru a câștiga simpatia sau favorabilitatea publicului. Credem noi că trebuie să trecem într-o altă etapă și în care lucrurile să le așezăm drept și corect. În momentul în care vom merge tot cu pomeni și tot cu păcălire, adică vom merge și vom crește salariile în noiembrie, decembrie și în martie vom veni și vom crește prețurile la energie, la consumabile, la combustibili, dar și la celelalte materiale și mărfuri pe care oamenii le folosesc și, bineînțeles, le cumpără, cred că e bine să rupem cu această stare de fapt și să încercăm să spunem lucrurilor pe nume. Eu știu că atunci când am intrat primar erau aproape 2000 de dosare și se plăteau aproape 2000 de ajutoare sociale. În momentul acesta vorbim de vreo 200 și ceva. Adică, oricât s-ar supăra cineva, nu mi se pare corect să vii să-ți iei ajutorul social sau alimentele cu Mercedes-ul, cu număr de Germania de la asistența socială, nu mi se pare să vii să-ți ridici plasele cu alimente având lanțul cât degetul de gros de aur la gât. Și de asemenea mi se pare ca o sfidare față de oamenii corecți și cinstiți care muncesc și datorită contribuției lor se realizează aceste bugete pe asistență socială și se plătesc, dacă vreți, aceste ajutoare. Sunt de acord acolo unde este nevoie, acolo unde situația impune, acolo unde ne lovim de cazuri dramatice, acolo unde sunt anumite probleme care cutremură umanitatea din noi, sunt de acord că acolo trebuie luate măsuri. Dar sunt de acord că trebuie să punem obstacol, să punem stăvilar în crearea unor mecanisme care deturnează astfel de fonduri și le duc către persoane care nu le merită. De aceea, într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă gândim așa, pot să aducă un prejudiciu pe termen scurt, dar pot să aducă un plus pentru noi, pentru România, pentru români, pe termen lung. Și dacă lucrurile se vor așeza într-un firesc, până la urmă vom avea de câștigat noi cu toții.
Acest lucru îl va hotărâ guvernul. Sigur că imediat viceprimarul va prelua prerogative de primar. De altfel, eu cu domnul viceprimar Lucian Micu, așa cum am mai și spus, am colaborat foarte bine în acești ani. Colaborăm încă din 2011, de când a venit director la Acvaserv într-o situație dificilă a acestei societăți și am reușit împreună să o scoatem la final. Iar din 2012 este viceprimarul municipiului și am avut o colaborare foarte bună. Practic, echipa nu se schimbă, ci se translatează. Echipa Leoreanu primar, Micu viceprimar, se translatează ascendent în Leoreanu deputat și Micu primar, ceea ce nu poate să aducă decât un plus pentru comunitate. Fiind și experiența, fiind și cunoașterea bine a proiectelor făcute, a proiectelor ce stau să se implementeze și a celor ce se vor implementa, iar eu voi fi mereu alături, umăr lângă umăr, sprijinind aceste acțiuni și cred că voi fi unul din parlamentarii municipiului Roman cel mai implicat și cel mai activ și în ceea ce înseamnă administrația publică locală. În sensul că voi fi prezent în primărie, în sensul că voi fi prezent la ședințe de Consiliu Local, în sensul că voi purta discuții în continuare cu angajații din primărie. Asta nu înseamnă o uzurpare a celui care va deține funcția de primar, ci va însemna o întărire și a competenței și a informațiilor pe care trebuie să le aibă. Și nu cred că acest lucru va deranja pe nimeni, ci că va fi de foarte bun augur pentru municipiul Roman. Iar ulterior, guvernul, sigur, va putea organiza alegeri și aici vreau să facem o mențiune ca să nu existe speculații, că unii spun să fac alegeri, vor cheltui alți bani din bugetul local. Deci, alegerile sunt preluate în întregime de către guvernul României. Din bugetul local nu se cheltuiesc bani, nu se vor mai cheltui bani nici pentru alegeri locale, nici pentru alegerile generale. Așadar, nu se va cheltui niciun ban din bugetul local. Cineva va putea spune, da, dar tot să cheltuiesc bani publici, da, dar să cheltuiesc de la minister care, dacă nu ar fi alegeri, oricum n-ar veni încoace acei bani. Exact cum spunea cineva când discutam de parcuri, de ce nu s-au făcut străzi? Păi dacă e bani de parc, e bani de parc și nu-i de stradă. Dacă e de hidrocentrală, e de hidrocentrală și nu-i de spital. Și dacă nu accesezi un proiect în acest sens, înseamnă că nu iei acei bani. Așa încât o astfel de activitate presupune o alocare bugetară din partea guvernului, care altfel nu s-ar fi făcut către Roman. Deci, lucrurile sunt destul de clare. Și după părerea mea. Cât de multe și la tot ce avem în desfășurare. Vreau să vă spun că acești bani nu se mai alocă prin consiliile județene. Banii vin pentru echilibrări bugetare prin direcțiile de finanțe. Practic, consiliile județene și-au pierdut o mare competență pentru acest lucru. Iar se pare că, în urma, păcat că ar trebui să se întâmple acest incident, da, de aici, din Roma, cu acea prăbușire de tavan, dar se pare că încercăm și putem și reuși să avem o cale de comunicare între Primăria Municipiului Roman și Consiliul Județean, adică să așezăm această colaborare într-o nouă paradigmă. Nu pot să vă dau mai multe relații, lăsați-mă așa ca să rezolv întâi treburile. Da. Firma care lucrează, deci înlocuiește traseele de gaz și reface la loc. Vreau să vă spun că este o firmă din Mureș, parcă, care a fost contractată de către E.ON Gaz și care chiar suntem mulțumiți de cum lucrează. Foarte curat, foarte rapid și foarte frumos.
Uitați-vă și pe Bulevardul Nebălcescu și pe Cuza Vodă, lucrările pe noi au trecut s-au desfășurat în bune condiții și au lăsat refăcut foarte frumos în urmă. Da. Atenție pentru un drept al nostru. Faptul că nouă nu ni se nominalizase reprezentantul în Consiliul de Administrație. Conform acțiunilor atât cât avem noi. Că sigur noi reprezentăm un număr mult mai mic de acțiuni acolo față de Consiliul Județean. Dar pentru numărul ăla mic de acțiuni pe care Romanul ăla are, conform legii, trebuie să aibă un reprezentant acolo. Pe care noi l-am nominalizat. Din păcate, el nu a fost ratificat să intre acolo. Și atunci am atacat această problemă prin care dorim să fim reprezentați așa cum spune legea și reglementări și spun reglementările în vigoare. Împotriva nimănui, este o acțiune în rem. Fapta există printr-o neimplicare acolo, nu? Cam așa. Ei, noi avem protocolul prin care am predat administrarea acestei clădiri, iar acolo se menționează că de întreținere, reparații și funcționare răspunde cel care a preluat hârtia. Am acest document în birou, că am pus eu. De aici mai departe legea se va pronunța. Nu. 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 Nu, nu. Suntem dispuși să găsim o soluție prin care colaborarea să funcționeze. Aici însemnăm mai multe componente de discutat. N-aș vrea să intru în subiectul ăsta în prag de campanie electorală. Nu. Nu mai este timp sau nu s-a pierdut timp pentru că așa cum ați văzut Ministerul Dezvoltării nu dorește să facă investiții pe terenuri proprietate a două sau trei OAT-uri. Drept pentru care am aprobat prin Consiliul Local cumpărarea acelui teren de aproape 200 de metri pătrați, deci o suprafață mică, dar partea acestei investiții. Consiliul Local Corduna a aprobat vânzarea către noi, s-au făcut toate demersurile, mâine 8 noiembrie sau poi mâine 9 noiembrie vom semna. Ceea ce înseamnă că până la sfârșitul săptămânii vom putea trimite și contractul de vânzare-cumpărare către Ministerul Dezvoltării. Banii sunt, trecuți deja în grilă pentru anul următor. Oricum banii anul acesta nu se alocau. Eram prinși ca investiții pe anul următor. Ce puteam face noi? Puteam începe lucrarea pe banii noștri. Asta am fi putut să o facem. Dar am zis să nu facem. Știți cum e? Înainte, în anii din urmă, Laurențiu Leoreanu și-a asumat de multe ori și multe riscuri. De asta orașul a mers în ritmul ăsta. Legea s-a strâns foarte mult, încât în momentul de față nu mai e dispus nimeni să-și asume riscuri. Da? Atunci începeam, găseam o bucată de finanțare, ne preocupam să o găsim mai departe și împingeam, în loc să mergem cu un șantier două, cât ce și-ar permite Romanul pe an, mergeam cu către 7-10 șantiere odată. Și de asta a fost și dezvoltarea asta rapidă. Dar să știți că nu mulți oameni sunt dispuși să riște, să se sacrifice, așa cum a făcut-o Laurențiu Leoreanu, să țineți minte chestia asta și o să se dovedească în viitor. Pentru că nu mai e cum. Nu mai e cum. Și bine că s-au încheiat toate celelalte și s-au terminat și au fost verificate și lucrurile au fost corecte. Dar să știți că nu e simplu să gestionez o comunitate, să gestionez activități dintre cele mai diverse, de sănătate, învățământ, ordine publică, atâtea construcții, mediu, atâtea și atâtea se desfășoară. Legislația în ultima vreme
a devenit mult mai greoaie, ne mișcăm mult mai greu. Și nu mă refer la partea de achiziții, unde chiar e foarte bine. Facem pe SEAP. Eu chiar am făcut un abuz de SEAP, aș vrea să vă spun, în sensul că am pus și investiții care nu trebuiau puse pe SEAP. Le-am pus acolo, să fie acolo. Dar autonomia locală a rămas mai mult de acum încolo un deziderat, poate o nouă dorință a celor care vor veni pentru a putea realiza ceva. Autonomia există numai doar așa ca un enunț, nu mai există de fapt în sine să poți să acționezi conform unei independențe financiare, pe resurse umane, a ideilor de lucru și așa mai departe. Lucrurile, perioadele vin din ce în ce mai greu de gestionat, de aceea eu voi fi alături și voi rămâne pentru a sprijini echipa și sper de acolo de sus să pot veni cu modificări, cu amendamente care să facă măcar mai flexibilă, dacă nu cu totul mai partizană, legislația față de administrația publică locală. Este nevoie de acest lucru și sper să pot sprijini de acolo. Este corect, dacă spunem că situația zidului de aici este aceeași ca la clubul Petrotub, adică, da, bine, în sens invers, în sensul da. Petrotub este la Consiliul Județean, dar la administrare Consiliului Local. E corect ce spuneți. Cine a investit până acum în clubul Petrotub? Noi. Toți banii în clubul Petrotubului, acoperiș, încălzire, reabilitări, tâmplărie, tot ce s-a făcut acolo a investit primăria municipiului Roman. Situația juridică este aceeași. Aceeași. Da? Da. Numai că în sens invers, exact. Exact. Corect. Mă întorc tot la stația de epurare, până la urmă nu m-a lămurit. Ce se întâmplă acolo este, din punctul dumneavoastră de vedere, corect, e ok? Nu, ce se întâmplă acolo, despre ce știu eu, știu că trebuia să se întâmple. La vremea erau petruite niște alei, știu că trebuiau să fie asfaltate, dar nu ținea aia de funcționarea. Erau acele bazine în care se adunaseră rezidurile, nămolul, și care trebuia scos pentru că acolo trebuia cultivată bacteria care să intre și să asigure etapa biologică de lucru. Și știu că multiplicarea, crearea unei populații necesare de lucru de bacterii e până la 6 luni. Asta știam eu. Și se știa de către toată lumea cum va funcționa acolo. Acum, dacă au apărut elemente noi, nu cunosc mai mult de atât. Care este mixul acestui scandal? Că până la urmă el afectează și Romanul în mod direct, pentru că dacă la apa se întâmplă ceva, ne depindem în mod direct de această... Nu e vorba să se întâmple ceva. Acolo este o luptă între factori de putere. Și probabil fiecare caută să prezinte lucrurile într-un anumit fel și așa cum am spus eu la un moment dat și doamna Flora a devoalat aici, am spus eu că nu este războiul nostru. Dar să ne fie teama la faptul, no. La faptul că ne no. Crește prețul la apă, eu asta mă refer, nu mă interesează da. Dacă cineva conduce. Exact, exact. Dacă va exista, Roman, nu are ceva de spus în varianta? Păi în momentul de față nu, de asta noi am făcut o intervenție în justiție pentru ca să fim reprezentanți în Consiliul de Administrație. Pentru că, practic, în acte ar trebui să fim, dar, practic, noi nu eram acolo. Și atunci am făcut această intervenție, ca să fim și noi prezenți. Despre asta era vorba. Și dacă suntem prezenți cu un singur vot, putem stopa o creștere a prețului la apă și la canalizare? Asta vă întreb. Putem. Putem. Numai că trebuie văzut foarte atent, că nu putem să devenim nici utopici. În momentul în care se anunță creșteri salariale de 10%, de 15%, de 25% în această toamnă. Eu vă spun că vor fi creșteri pe servicii și pe materiale de 30-40% în primăvară. Așa ne-am învârtit noi, ca motanul după coadă. Am mărit la alegeri salariile, am mărit prețurile după alegeri. Vin următoarele alegeri, mărim salariile, mărim prețurile la alegeri. Adică, e ca în vorba aceea, moartea regelui, bucuria nebunului. Așa și aici, mărirea salariului acum o să aducă în februarie, martie, alte creșteri și atunci n-ai cum să te opui pe calcule corecte, matematice când vin și justifică că nu fac față. De aceea lucrurile trebuie primite cu responsabilitate și a te gândi
să nu te bucuri acum pe o perioadă mai scurtă și să plângi mai târziu pe o perioadă mai lungă. Da, că vină de la liceul meu. Da. Nu s-a întâmplat pentru că datorită adreselor pe care le-am făcut către Ministerul Educației, Ministerul Educației nu ne-a răspuns în niciun fel. Ați mai făcut inclusiv în această vară, primăvară, doamna? Am făcut în această vară. Am făcut doamna arhitect șef Ana Maria Alexe, cred că are minim două intervenții făcute către minister. Și puteți să o întrebați și să vă dea detalii mai exacte, dacă vreți aici, pentru că noi am solicitat, pentru că atunci când a fost în proiect campusul, tot ce acolo s-a transferat către Ministerul Educației. Ori în momentul acesta nu poți să intervii atâta timp cât aparține al cuiva. Da, varianta a doua este corectă. Da? Dar eu sper ambele variante să fie corecte. Până la final. În mod corect și concret, nimic nu se poate întâmpla decât dacă s-ar modifica legea sau, înțelegeți? Dar după cum am văzut, președintele Iohannis a întors legea în Parlament, cu privire la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese vorbesc, și a spus că în principiu e de acord cu ea, dar erau unele neclarități pe care le-a și precizat. Și așteaptă din partea Parlamentului în procedură de urgență luarea acestor decizii, urmând ca ea să fie promulgată. Și sigur că ulterior lucrurile vor fi mult mai bine așezate, mult mai bine stabilite. Și atunci nu văd ce altă problemă ar putea să... Adică nici nu cred că ar mai fi nicio fel de altă problemă. Da. S-a publicat recent, conform hotărârii Consiliului Local și a legislației în vigoare, o listă cu datornici la buget, firme și persoane fizice. Ce urmează? Ce ar urma conform legii? Recuperare, opționare, instanțe? Da. Sau sunt deja etape? Sunt etapele care le date de codul fiscal, de legile, de reglementările care prevăd recuperarea datoriilor. Aceasta este una din măsuri care este obligatorie, nu că vrea cineva sau nu vrea. Urmează somație, urmează apoi demers juridic și trecere chiar către... Acolo, firma, cum? Și pe locată, chiar am văzut-o cu restanță. Da, deci este trecut oricine are o datorie către buget care depășește o anumită sumă. Locato are o datorie către noi, dar și noi avem o datorie mai mare către Locato. Înțelegeți? Așa că... Deci, de fapt, șarieratele alea am fost întrebat într-o conferință de presă de o datorie pe care o are la ANAF. Aia, din păcate, a fost provocată tot din noi când am plătit, era vorba de 40.000 de lei, tot așa niște sume. Deci, e o chestie pe care la sfârșitul anului o putem compensa. Câteva comentarii legate de recenta schimbare de la HCM. Cu două săptămâni înainte vă întrebam același lucru și spuneați lucruri frumoase de fostul antrenor pe care a plecat. Erau niște comentarii de la dumneavoastră în presa județeană în care erați foarte acid la adresa deciziei de a aduce un antrenor străin și cineva ar trebui să descurce și imediat a fost schimbarea. Chiar ați citat de un ziar în Piatra Neamță, că probabil ați fost sunat. A, aia nu e o sursă de încredere după care îți vă luați. Am înțeles. Da, din punctul meu de vedere, aia nu e o sursă. Luați-vă după sursele astea din Roma, ca astea-s mai din credere. Nu, comentarii. Ați discutat cu antrenorul. E... Este staful care se ocupă și care a discutat. Eu am fost foarte supărat și, așa cum am și spus, voi dispune măsuri. Și măsurile au și fost dispuse, după cum ați văzut. Reducerea salariilor cu 30% până la revenirea în primele 5 locuri în clasament. Și schimbarea antrenorului, care, din punctul meu de vedere, cu toate că, ca să fiu corect, n-a avut o activitate rea. Și s-au îngrămădit câteva rezultate acum, dar nici rezultatele nu au fost rele. Dacă ne gândim că de la Zalău și de la Brașov noi n-am scos niciodată puncte din deplasare și acum am făcut egal și la Zalău și la Brașov, ținând cont că Craiova e o echipă care s-a întărit foarte bine
și ne-a bătut la ei acasă, nu la noi acasă, cam a dus punct și de la Slobozia. Practic a fost, unde s-a adunat? Înfrângerea cu Brăila, care Brăila, după cum vedeți, e pe primul loc și într-o situație foarte bună din punct de vedere a formei tehnico-tactice și a formei fizice. Vedem prin ce criză trece Bucureștiul, ce bătaie rușinoasă o lua la Ghior și acasă și în deplasare, ce bătaie rușinoasă o lua Brașovul la 10 goluri în cupile europene. Noi am pierdut la 3-4 goluri cu la o echipă care se află pe primul locuri al clasamentului ungar. Ungaria o echipă cu un handbal feminin dintre cele mai bune din Europa. Și practic acolo s-au adunat cele 3. Dacă e să fim chiar corecți, au avut și un parcurs mai dificil în această perioadă. Da? Cum să spun, lucrurile frumoase sunt lăudate, lucrurile mai puțin frumoase sunt sancționate. Asta e situația, s-a luat o măsură ca lucrurile să funcționeze, zicem noi, mai bine în viitor. Campania electorală va influența activitățile din decembrie și recent confirmația. Și ce condiții ați rezilia contractul cu Bosnovici? Amiabil. Deci au plătit toți banii până la sfârșit, cât era în contract? A, până la care sfârșit? Până cât era prevăzut. Nu, s-au plătit banii până în ziua în care s-a încheiat contractul. Punct. Cum să plătim pe nemuncă? Noi când facem contractele, le facem cu cap. De acolo se pleacă. Dacă nu ești deștept să-ți aranjezi contractul, ești prost după că vrei să rupi contractul. Și deștept el și te ține în frâu. Nu. Deci s-a plătit la zi, fără nicio primă, fără nimic. Ne-am strâns mâinile, am avut stipulat în contract. În cazul unui parcurs negativ prin care Consiliul de Administrație hotărăște că nu e în conformitate cu performanțele echipei de până atunci, poate decide unilateral ruperea contractului. Am avut acest lucru, am apelat la acest punct din contract și lucrurile s-au desfășurat. Deci, ca să fie foarte clar, că au mai fost speculații, n-am plătit niciun ban în plus nici la acest antrenor de care ne-am despărțit acum, nici la fostul antrenor cu care a plecat Pera, cu care a fost în conflict. Deci, tocmai de aia că el vrea să-i dăm banii până la... Nu că era între sezoane. Echipamentul lui, atât a fost. Trainingul lui și cu geanta lui de deplasare. A vrut omul să o păstreze, să o păstreze până la urmă, să o aibă amintirii de la Roman. Da, dar înțeleg că el merge în procesul mai departe. Și care e problema? Că știi că ești corect, n-ai emoții. Nu? Așa câte controle vin la noi, ar trebui să intrăm în diabet, să albim instantaneu sau să facem un infarct. Când știi că lucrezi corect, poate să mai apară mici derapaje care sunt firești, că lucrează oameni, nu roboți, atât cât nu timp nu-ți duc în penal, în domeniul infracționalității, nu avem nicio problemă. E corect să fie, pentru că frica păzește bostănăria. Așa încât nu avem nicio problemă, nu avem nicio datorie la nimeni și nimeni nu are nicio datorie la noi. Vă întrebam de activitățile în decembrie, dacă sunt influențate de campania electorală sau sunt... același parcurs pe care l-ați descris dumneavoastră, 1 decembrie, manifestarea cu Agrana. Mai aveți detalii cu sătucul Moș Crăciun, patinoară, mai puteți să ne primizați? Da, se vor realiza toate aceste lucruri. Ele sunt într-un calendar aflat în statutul municipiului Roman, aprobat de Consiliul Local, și noi trebuie să respectăm voința consilierilor și să punem în aplicare. Așa încât toate acțiunile vor merge mai departe. Nu? Mai mult decât atât, vom avea acorduri de colaborare și cu asociația, nu știu cum se numește, care va asigura... Nu, 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 asociația asta care organizează cu Agrana. Agrana e sponsor, nu e ei partenerul de lucru. Care pe 1 și pe 2 decembrie vor asigura aceste manifestări în oraș. Nu le vom lega de numele nostru în niciun fel, iar de aceea și spuneam că în perioada 11 noiembrie, 12 decembrie voi fi în concediu, dar voi participa la activitățile și la deciziile majore ale primăriei, pentru că a fi în concediu nu înseamnă că nu ești, adică nu e ca atunci când ai murit și nu mai ești, e ca atunci când ești în concediu și orice problemă și din concediu se poate rezolva.
Iar dincolo de acest lucru, sigur, este ziua națională, care e a noastră a tuturor românilor, și nu cred că un român spune că n-ar trebui să sărbătorim ziua națională. Nu? Iar după 12 decembrie urmează toate cele activități pe care le-am făcut în fiecare an și care vor fi făcute și în acest an, cele multe activități care sunt programate în luna decembrie. Deci nu. Singura care ar fi, ar fi 1 decembrie, care e ziua națională. Și nu văd o problemă aici. Dacă ar fi să faceți o privire asupra anului investițional în Roman, spuneați în septembrie că ar mai fi niște inaugurări care nu au mai fost pe la o firmă combustibil. Vor mai avea loc aceste manifestări? Depinde de cum își termină și ei. Când ești privat și ești pe banul tău, știți cum e. Dar ca o referire la anul investițional al celor care au purtat discuții dumneavoastră sau concretizat anul acesta, cum puteți face o privire de ansamblu? Foarte bună. Foarte tare. În primul rând că e gata proiectul, se iau avizele pentru a doua fabrică TRV. Ceea ce cred eu că e o veste foarte bună, care va aduce creșterea numărului. Deci știți care e problema la ora actuală? Romanul începe încetul să nu mai fie atractiv din punct de vedere investițional datorită lipsei forței de muncă. Ne situăm și noi ca și orașul din Ardeal am început, încât să nu mai avem șomeri. Nu avem oameni care să muncească, care să dorească să muncească. Da? Încât iată, anul viitor vor mai fi nevoie de încă 500-700, între 500 și 700 de locuri la TRV. Își fac gânduri oamenii. Vă spun de pe acum, își fac gânduri de unde luăm oamenii ăia. Și cumva ca un mic reproș către mine că tot am zis că se poate și ok și au construiesc a doua fabrică aici la Roma. Și că i-am determinat să și cumpere terenul și toate clădirile de acolo sunt proprietari acum. Dar rămâne aici, va fi aici că sunt proprietari. La fel și cu bazele logistice și depozitele centrale pe Moldova care se vor construi la Roman în perioada imediat următoare. Și aici vorbim de sute de oameni. De unde e resursa umană? Deci vreau să vă spun că multe întreprinderi acum și-au pus transport public prin care aduc din mediul rural oameni. Nu mai sunt oameni. Îmi spun agenții economici din Roman, restaurantele, firmele de construcții și nu firmele de confecții și nu sunt scoase la concurs doar un gen de locuri de muncă. Se caută și confecționeri, se caută și tâmplari, se caută și electricieni, se caută și automatiști, se caută și bucătari, se caută și chelneri, se caută și femei de servici, se caută și manageri, se caută și ingineri, se caută și medici. Deci se caută, după cum vedeți. Săptămânal văd în presă că ALOFM Roman scoate între 175 și 200 de locuri de muncă la pentru angajări. Și nu se ocupă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu avem o forță de muncă disponibilă în acest moment pentru a se ancora în piața muncii. Deși dar care, pentru care meseria? Dacă nu ești pregătită pentru nici să fii măturător, nu ești pregătit nici să fii tâmplar, nici electrician, nici automatist, nici chelner, nici bucătar, atunci pentru ce vrei să fii pregătit? Că baza aeronautică la Roman nu avem pentru internauți din ăștia. Pentru ce să fii pregătit? Adică ce pregătire ar putea, nici confecționer, ce pregătire ar putea să aibă un om ca să-și găsească un loc de muncă? S-ar putea să nu fie pregătit cu totul pentru viață. Așa mă gândesc eu. Pentru că eu, dacă nu-mi găsesc un loc de muncă, caut ceva spre ceea ce cred că m-aș pricepe cât mai bine și aș începe de undeva. De pe un palier de jos. Dar dacă sunt serios, dacă sunt de cuvânt, dacă sunt onorabil, atunci mă pot impune și pot să cresc pas cu pas. Așa cum am și făcut-o în viața mea de altfel. Așa poate să o facă fiecare, dintr-o altă perspectivă, într-un alt palier de dezvoltare. Dar o poate face. Dacă nu-ți pregătiți să fiu femei de servici, deși n-am pregătire instructivă educativă, dacă nu-ți pregătiți să fiu electrician, dacă nu-ți pregătiți să fiu tâmplar, dacă nu-ți pregătiți să fiu lăcătuș mecanic, atunci pentru ce-ți pregătiți să fiu?
Pot să-mi pun această întrebare. Dacă ai 200 de locuri de muncă și tu nu te regăsești în niciunul din ele, s-ar putea să nu fii pregătit în general pentru viață. Domnul Uleanu, din câte știu eu, a fost schimbat pentru altceva mai mult mai grav, pe care nu pot să comentez să vă spun aici. Da? Pentru un lucru destul de grav. Și nu e atributul meu să-l discut, să-l vorbesc, eu nu sunt angajat la APASER. Da, da. Da, nu știu dacă săptămâna viitoare, probabil cealaltă. Probabil va fi o lansare.